Ok, bună Cristina și bună Ana. Bună. Bună ziua. Vedem, Ana, să lucrăm în această sesiune, să curățăm casa Anei. Da. Da? Da. Casa da. De la Magali. Da. Da. Ok. Încep inducția. Da. 10. Simți cum corpul tău se relaxează din ce în ce mai mult. 9. Și simți cum picioarele tale se îngreunează și cum această greutate urcă până la genunchi, pe coapse, până la bazin. Opt. Simți cum spatele tău se îngreunează. 7. Cu fiecare respirație a ta și cu fiecare cuvânt al meu, te relaxezi din ce în ce mai mult. 6. Simți cum abdomenul tău se îngreunează. 5. Pieptul este greu. 4. Mâinile sunt grele. 3. Capul este greu. 2. Ochii grei. 1. Din acest moment, Cristina, vei auzi din afara ta doar vocea mea și vocea Anei. Ana, vei auzi din afara ta doar vocea mea și vocea Cristinei. Acum voi număra de la 1 la 3, iar tu, Ana, mergi într-o amintire. Cristina, cauți și te conectezi telepatic cu partea subliminală a Anei. 1, 2, 3. Ana? Da. Ce vezi? Unde ești, adică? Întuneric. Întuneric? Da. Este mintea întinsă peste tine și nu te lasă să ieși afară. Uite, Ana, îți număr de la 1 la 3. La 3 al meu, mintea pleacă, se pune deoparte, da? Iar tu vei vedea. 1, 2, 3! Ce percepe acum?
Ana? Nu. Întuneric. Întuneric. Nimic? Uite-te în dreapta, în stânga. Pe spate zărești ceva? Sau simți ceva, nu trebuie neapărat să vezi deocamdată. Percep ceva? Nu. Ok. Rămâi așa, Ana, relaxată și ascultăm ce ne spune Cristina. Cristina, ai identificat-o pe Ana? Da, am găsit-o, am identificat-o și am spus să aducă băieții aici în față. Pe Andrei și pe Daniel. Da. Au venit? Da, da. Daniel, deci, îmbrăcat ciudat. Da. Andrei, îmbrăcat așa, casual. Cum este Andrei îmbrăcat? Are ca o robă care are coadă, precum smoking-ul. Da. Iar de aici, mâna goală, iar o bată și aici de la cot până la umăr atârnă așa, o bucată triunghiulară de material. Pare a fi o pânză ca de stea. I-ai atins? I-ai identificat? Da, i-am identificat, da. O să spun să le cer voi să curățăm casa lor. Ne locuiesc împreună cu ei. Am văzut și o scenă repetitivă. Este într-o altă densitate. Dar este pe locul ăsta, da? Da. Unde este zidită casa, să spun. Deci, este un cavaler cu un fel de armură. Înțelegi? Da. Și se văd numai ochii aici, dar ochii parcă-s de șopârlă, nu de om. Înțelegi? Și armura este cam ciudată, care ca un cioc de pasăre, metalic, așa, parcă făcute din pene metalice, știi? Un pic ridicat în partea din spate și calul este mascat cum sunt cai de la Dric, cum erau. Știi? Adică cu negru și cu auriul ăla, știi? Și se văd, ok, și aleargă după o femeie despletită. Da. Pare tânăr, așa, cam până în 30 de ani. Are o roche albastră și, știi, cu deasupra un fel de pieptar alb, știi cum se poate? Da, da. Decoltat, așa, bufantă, creață aici. Și ea se împiedică și cade și el are o sabie foarte mare. Și o înfinge așa prin spate, știi, deci s-a pleacă peste ea, s-a dat jos de pe cal, bineînțeles. Și o înfinge așa din spate oblic, știi? Iese cumva pe partea asta, pe la rinichi. O despică și ea urlă și e plină de sânge. Și apoi după câteva minute ea se ridică, asta bagă sabia în teacă, sabia nu mai este murdară și fuga sereia și iar o ajunge, iar o moară. Asta e o scenă care s-a întâmplat cândva în 3D pe acest loc? Da. Și cine o retrăiește această scenă, adică? Sau ea se repetă continuu? Cine o repetă scena asta? Sufletele lor. A celor doi, da? Da, da. Deci ele, sufletele, sunt rămase aici captive, bucăți din ele, da? Bucăți din ele, da. Deci retrăiesc chiar și iar. Deci scena asta s-a întâmplat a Evea, da? Da. Deci ăla era soțul înșelat și era adulteră. Știi? Și deci când a aflat de mânie, a urmărit-o multă distanță. Aici nu era, era un, cum să spun, loc viran, gol, copăcei și aici a răpus-o. Aici a prins-o, da, și a răpus. Da. Și spune că asta este pedeapsa lor, să stea așa. Așa, deci și el, pentru că n-a, până la urmă, din cauza regretelor, a murit și el, din câte văd, știi? Și s-a simțit foarte vinovat. A iubit-o, dar dacă ea l-a înșelat și
El s-a Atunci el mâniat. și-a pierdut cumpătul? Da, și asta spune este cum ar veni iadul lor. Să treacă prin durerea de a o ucide iar și iar, când de fapt după ce a conștientizat și ea să fie ucisă iar și iar. Ca au memorie vreunul din aceste bucăți de suflete când s-a întâmplat scena asta? Ca timp? Nu au ele, Bineînțeles. dar pot să mă Așa. uit eu. 1481. Păi, să le comunicăm, au auzit, da, părții de aceste bucăți de păr subliminale, că de 500 și ceva de ani stau așa în scena asta repetitivă, adică nu e normal să fie prinse. Ele cred că au trecut câteva zeci de ani. Da, și nici zeci de ani, și nici, deci nu ar fi normal ca niște suflete să retrăiască și să retrăiască Spune această că scenă. păcatele lor sunt prea mari și ei și-au asumat răspunderea că se vor curăța în felul ăsta. Și-au asumat răspunderea zice că în fața cui? Hai, în zic. Fața judecătorului zice că și alții ca noi le-au spus așa, dar ei au, cum să spun, continuitate, treaba lor. Până se termină, spune, 1000 de ani trebuie să fac așa. Ce pedeapsă cruntă, da? Zice că ce e 1000 de ani, că acolo nu trece timpul. Dacă ei simt 500 ca și cum au trecut câțiva ani, înseamnă că mai trec alții câțiva ani și s-a sfârșit. Păi hai să vedem atunci. Zice ce că... se... Stai un pic. Zice că... Adică ei nu influențează ceea ce se întâmplă în timpul nostru, da? Păi asta vreau să întreb acum, da? Doar atâta că pe locul ăsta spune că, cum să spun, cuplurile care ajung acolo nu... Este N-o ca un liniște. loc, ca un loc, ca un loc blestemat, înțelegi? Adică, ca și cum ai avea de ales, știi, ori îți merge pe prosperitate, ori îți merge pe... Știi, deci nu poți să le ai pe toate. Este cumva închis locul ăsta la beneficiu, știi? Păi și știu, dacă toți știu că e închis locul și asta, știu cine l-a închis? Spune că nu numai tu te spurci ca suflet, zice, dacă faci o faptă urâtă asupra altui suflet, știi? Dar și locul respectiv este, cum se zice, blestemat. Adică se spurcă și locul. Da, pentru că a curs sânge, acolo a curs sânge. Eu zic, peste tot a curs sânge pe pământ. Da, cred că nu e un loc pe Terra de sute de mii de ani de când au fost civilizații sau cât o fi, să fie vreun loc nespurcat în sensul ăsta, cum zici. Zice, da, prin curgerea de sânge le-a curs lor ADN-ul, cum ar veni, și a lipit acolo și s-a format karma locului, cum ar veni. Zice, deci există o posibilitate, spun bucățile astea două, da? Există o posibilitate aici, da? Cum ar fi că... Adică să nu minți, să-ți respecti promisiunea. Și dacă îți respecti promisiunea și nu îți minți partenerul, spune cu absolut nimic, adică nu intri, știi, în zona aceea de vibrație, de înșelăciune, știi, atunci nu ți se întâmplă nimic. Dar dacă îi spui o minciună încă de cât nevinovată, spune, ești absorbit de vârtejul acestui loc. Faci parte din această karma acestui loc. Karma asta cine a... Adică simplu fapt că s-a produs această crimă s-a creat karma asta? Deci orice loc unde s-a întâmplat o crimă voită, înțelegi? Da. Nu una accidentală, da. Este ca un loc de sacrificiu, da? Da. Și atrage după el implicit ceea ce ține de sacrificiu. Păi atunci numai ei au produs acest
sacrificiu, această crimă, numai astea două suflete? Sau au mai fost și altele? Au mai fost. De-a lungul liniei temporale. Dar asta o văd eu, nu o văd ele. Că ele nu pot vedea dincolo de dimensiunea lor. Sunt blocați. Da, sunt da. blocați, practic sunt blocați între densități. Da, da. Marveni, știi? Da. Acum mă interesa, Chris, dacă ele știu să ne arate cine sunt judecătorii care i-a pus aici, i-a blocat și i-a pus în pedeapsa asta. Este un bour cu coarne. Da. Da, prezidează, da? Da. Și sunt un șarpe și o reptilă. Uh-huh. Deci toți însângerații. Da. Da. Și bine, mai sunt niște copilași. Da. Lux? Nu, grei. Ah. Degetele alea lor. Da. Știi, degetul la lung. La lung. Care fac lucruri. Da. Bine, da, că și... bine că nu îl pune pe undeva, că are și prin nas. Da, erau bune ăștia la... Mă rog, nu mai zic nimic. Da, bine. Tac. Ești. Așa, da, ești. Da, da, da. Chris, păi și părțile astea, părțile subliminale, cum îi văd pe acești judecători? Bourul, șarpele și reptila. Îi văd așa cum sunt? Bour, șarpe și reptilă? Spune da, dar ăștia sunt stăpânii densităților în care au ajuns ei. Ah. Adică este, cum să spun, antemergătorul reptilianul. Uh-huh. Bourul, îi spune o bour, că da. Știi, da? Da, da? Așa, deci este demon în, da. În toată luxoarea lui. Da. Așa? Și deci este, știi, reprezentantul lui Satan, care ține sufletele căzute, da? Mm. Așa, iar șarpele este cel care, cum să spun, nu. Deci, vițelul e draconian, scuze. Aha. Așa. Și șarpele este al lui Satan. Deci ăștia, când ei au întreprins acea acțiune, s-a întâmplat acea crimă, au prins bucățile niat. Astea, da, au prins bucățile astea, aceste entități, au prins bucăți din ei, da? Da, au ajuns în iad și după aia i-au împărțit, înțelegi? Uh-huh. Adică spune așa, că ca să se corecteze, ți-am zis, 1000 de ani, terestri, cum ar veni, da? Adică 10 vieți, da? Da. Păi, cam grea pedeapsa dată de niște animale. De astea. Spune că nu sunt animale, ei știu că nu sunt animale. Mm. Ce sunt? Entități. Altfel de ființe. Altfel de ființe. Zice că dacă sufletele decad, așa poate să ajungă în astea, nu de om. Da. Au scris, aș vrea să mergem în momentul în care el, parte subliminală, a prins-o pe ea și i-a înfipt sabia, să vedem dacă, din punct de vedere ezoteric, dacă era singur acest suflet sau deci mai era cineva. Nu era singur, era un sucubus care îl făcea gelos și șoptea. Uh-huh. Înțelegi? Da. Și ăsta l-a făcut când a plecat el undeva, înțelegi? Uh-huh. Trebuia să plece pentru câteva zile, știi? Să se întoarcă și să prindă practic cu sluga lui. Uh-huh. Omul de încredere care pusese să-i păzească familia. Da. Și ăsta l-a îndemnat să întoarcă ca să prindă pe soție. Da. Mm? Și tot ăsta l-a îndemnat și să o omoare? Sau așa erau cutumele atunci? Vremii. Da. Așa se pedepsea. Da, da. De fapt trebuia dezonorat în public. Uh-huh. În pielea goală, într-o căruță, uh-huh. și mulțimea să arunce pietre și apoi spânzurată în piața publică. Public. Dar uh-huh. ea a fugit, știi, și aici uh-huh. a ajuns-o. Uh-huh. Ea, la fel, să se uite când a început să practice obiceiul ăsta sau când și-a făcut relația aia în afara căsniciei, era singură, să se uite și ea.
Din punct de vedere ezoteric sau tot ceva Deci cineva a îndemnat? este vorba de altceva aici, înțelegi? Adică ea l-a cunoscut pe el înainte de a fi soția domnului. Domn, sigur că da, deci ei s-au iubit și din iubirea lor a rezultat și un copil de care soțul nu știa. Și apoi s-a produs ceva, s-a făcut o alianță. Și a trebuit să... Mulțumesc. Și a trebuit să se căsătorească, na, deci era o poziție socială, dar și celălalt între timp plecase. Da. Când a auzit, știi bine că copilul l-au ascuns, l-au dat la o duecă undeva departe. Să nu se afle, știa. S-a strâns, a născut în secret, a plecat la o casă la țară, singura mama a fetei a știut de toate treburile astea. Și atunci, na. Deci când a... Deci el a fost plecat, cum ar veni. Da, știi, ajutorul, iubitul ei. Și apoi se întoarce ca mâna dreapta tipului ăsta, știi, între timp. Și când s-au văzut, când s-au recunoscut, au avut un șoc. Ambii, știi? Dar nu și-au putut ține sentimentele prou. Și pe ascuns mai făceau câte o ghidușie. Câte o, da. Da. Păi, Cristina, să-i spunem, de exemplu, ei, și el să audă părțile subliminale, partea subliminală a ei, că are posibilitatea, ca să evite această pedeapsă, are posibilitatea să schimbe evenimentele, da? Poate să nu mai aleagă să se căsătorească cu soțul. Nu vor să schimbe Eleonora nimic. Nu? Eh, nu? Atunci... Deci nici n-ai început și nu vor să schimbe, da? Eu vreau să văd dacă, cum să spun, în afară de ei, da? Deci în timpuri mai joase, știi? Da. Mai înainte de ei... S-a mai întâmplat da, ceva. Da, s-a mai întâmplat, da? Da, ok. Deci, cum să spun, elementul care ține aici karma asta locului, care a creat vortexul ăsta, deci este gelozia întotdeauna dintre membrii unui cuplu. Familiilor care stau noi acolo. Triunghi amoros și așa mai departe, da. Da, deci văd pe timpul triburilor, da? Deci este fata unui șer de trib. Da. Așa, și este un tânăr, de altfel foarte viteaz. Măi, eras tot în cap aici, are capul așa frumos, e rotund. Știi, nu țuguiat, nu-i deformat, rotund, perfect. Și are o codiță așa începând de aici, împletită, care stă aici în spate, știi? Și cu niște mărgeluțe chiar, știi, lucrate. Da. Și... Am întrebat de ce poartă părul, așa că nu m-am putut abține, scuze. Da, nu, e o conexiune la un zeu. Ah. În timpurile acelea, înțelegi tu? Da. Deci e un mod de a se tunde așa, da. Ca să... Da, tradiție. Deci, cum, adică să nu ia de jur împrejur, decât de acolo, de mijlocul ceacre corona, de unde așa e codița, să aperi mijlocul capului, da. Zeul se numește Pardacalis. Da. La care se închină, în fine, n-are nicio legătură deja de vagă. Să ne mă strâns. Da. Am început să fac cercetări. Așa, Cris. Deci sunt cuplul ăsta, el așa. Da, și până la urmă tatăl fetei, deci, na, ca și vasal, trebuie să asculte stăpânul. Deci îl căsătorește cu fata unui... Cum ar veni general în vremurile noastre, știi? Adică care răspundea de armată. Da. Și el n-are ce să facă și o ia. Și noaptea anunții se strecoară și în junghe pe amândoi. Din gelozie, știi? Dar în prealabil el îi spune că... Asta e. Să... Da, nu are ce face, că tot... Și ea țipă și spune că mai necinsti, știi? Și asta și mă lași, că dacă află, mă omoară și...
Ei, că ei au crezut că de o să... Fie împreună. Da. Uh-huh. Deci iarăși a avut loc o crimă. Da? Dacă luăm să cercetăm, cred că pe terenul fiecărui bloc, da, casă, magazin, s-a întâmplat așa. Uh-huh. Haideți să ne întoarcem mai mult în timp, înțelegi? Da. Ana, stai puțin. Ești da. Bine? Da. Asculți? Da. Bine. Rămâi așa. Așa, deci, du-mă tu, te rog, ghidează-mă. Te duc la primul eveniment de acest fel, care s-a produs pe acest areal. Înainte. Înainte de primul Vreau eveniment. Vreau să văd ce a fost înainte. Hmm? Da? Bine. Număr de la 1 la 3, la 3 al meu, Cristina, mergi înainte de prima crimă care s-a produs pe acest teren, loc. 1, 2, 3! Deci, văd un grup de oameni îmbrăcați așa parcă în niște saci de iută, știi, așa arată hainele lor, până în pământ, deci, nu știu, o curoială ciudată. Da. Mult arhaică și da. Numai pe aici se văd mâinile, știi? Parcă sprinse, așa, n-au mâneci da. Separate, cum ar veni de corp de... și asta. Da. Haină. Și cluci și par foarte bătrân la față, înțelegi? Da. Și sunt niște pietre mari, uh-huh. Eleonora. Cam jumate cât cele de la Stonehenge. Dar, cum să spun, la formă așa rotunjite, unele ascuțite și sunt inscripționate și sunt adunate, stau cumva oblic. Acolo, în mijloc, ar încăpea un om sau doi. Da. Poate doi spate în spate, da? Uh-huh. De jur împrejur este un fel de altar făcut și parcă are niște pietre cu mâner. Da. Înțelegi cum sunt servietele de la meseriași când dau tot fel de scule și da. Ele sunt groase, așa, așa, un mâner, știi? Da, ca niște pietre sunt sculptate cu mâner, cred că se iau și se pun alea, sunt mobile, pe când cele din mijloc sunt parat, fixe. Da, sunt înfipte în pământ, uh-huh. Și deci, da, se fac sacrificii aici. Uh-huh. Stai să văd ce fac ăștia, că nu o să descriu. Da, da. Așa, da. Au un copil așa, așa, cam la vreo 5 ani. Da. Îl pune întâi în altă parte, cum să spun, între două pietre cu valți ca la moară și îl scurge de sânge. Mm-hmm. Și apoi corpul, știi? Dar corpul copilului este băgat în... Între piale. În gaură, da. Da. Și acolo se pun pietrele cu mâner și se aprinde focul. Ele au gaură, știi? Mm-hmm. Deci se pot băga lemne înăuntru până în mijloc acolo. Da. Da, și este complet sacrificat, da? Când arde corpul copilului, ei vin și stropesc cu sânge și... Ah, sângele ăla, că mă întrebam ce au făcut, ce fac. Da, îl și beau, lasă. Uh-huh. Îți explic, nu te da, mai da. Întreba. Aoleu! Ha. Deci stropesc și vine o urăciune, știi? Mhm. Uh-huh. Vine o urăciune așa, este ca o pală de foc, știi, cu niște dinți și niște oi beleojați așa. Hmm? Și niște dinți rânjiți se repede acolo unde arde corpul copilului, da. Știi, cu sângele respectiv, știi, și face așa, știi? Face ca se revigorează o... Da, cred, ia coca, știi, uh-huh. Parcă așa face, știi? Și apoi... Shelemzah, așa îi spun. Vorbește? Da.
Bine că ei repetă ceva, dar nu vreau să repet. Da, nu. Așa până l-au chemat și au un fel de invocare, un fel de ceva repetitiv care nu-mi place deloc cum sună. Așa și, deci, îi zice să binecuvânteze sângele acela, să-i țină tineri, știi? Mai ele unora de ei beau sânge, știi? Da. Beau sânge și mai beau un fel de... trag pe nas. Da. Cred că ciupercă, ciuperci are, ceva, da, da. Se vede, da, se văd chestiile alea lungi, știi? Așa și să știi că ei până termină ritualul se descrețez deja la față. Da. Da. Ăștia sunt înalți magi, înțelegi? Deci asta a tras până la urmă sufletele, știi? Adică a tras sufletele acolo și practic, deci aici apoi a fost o fântână, da? Imediat, deci acolo s-a aruncat o fată care... Care trecea pe acolo. Nu, că nu trecea să arunce. Care vrea să scape de o sarcină rodalune legături, da. Înțelegi? Și... cum să spun, o fugăreau părinții și da. Societatea. Și a preferat să se arunce în puțul acela. Așa. Deci, ea, sufletul ei a rămas captiv la ceea ce a rămas aici. Că aici da, este da, un da. Demon care operează. E asta, șef de trup. Zac asta. Da, așa. Și apoi s-au atras unii pe alții, știi? Știi că următorii erau băieții și cu iubita băiatului. Dar nu o să ajungă așa, știi? Da, am dar înțeles, în orice dar caz, ce probleme, da? Dar legătura n-ar fi mers. N-ar înțelegi? Fi. Cristina, n-ar fi știi? Mers, dar dacă, cum să spun, nu se ținea să se... curețe și asta, dacă respecta karma pe da, viața da, respectivă, care... s-ar fi ajuns la lucruri mult mai urâte. Adică copilașul n-ar fi mers bine. Cristina, știi ce mă gândesc eu? Să vină toate bucățile de suflet care sunt prinse aici, de-a lungul liniei temporale, de la acei magi și până acum. Da. Și magii. Și magii. Și să cheme în față entitatea Schellenzach. O, zice că e stăpânul tronurilor abisului și tu vrei să-l deranjezi din somnul lui. El când vine spune, despică pământul în două și îl întoarce cu sus în jos. Păi să fie, mă. și zic, uite așa o barbă avea și uite așa cu ea făcea. Da. Știi, îmi zice unul da. Dintre magi. Da, da, unul dintre da. Magi. Da. Ia să întrebăm, ăla e șeful magilor? Nu, spune că toți sunt egali. Toți sunt egali. De ce le trebuia să aibă tinerețe fără bătrânețe și moarte fără de viață, vedem acum, da? Ca să atragă femei. Să atragă femei. Bravo. Da, asta spune pentru tine, știi, la... da. În glumă cum ar veni. Ia să ne spună, la ce le trebuia, cât la ce le-a servit acea tinerețe, cât au trăit ăștia, magii ăștia cu Schellenzach de gât, ajutați? 800 de ani. 800 de ani au trăit ăștia? Da. Și? Apoi lumile s-au schimbat și, cum să spun, lumea însă și-a devenit un loc prea periculos și au ieșit și că din carnea de om că... fac mai multă treabă, dar până la urmă au regretat că și-au lăsat forma că spunea acum n-au dreptul la corp de om. Dar aici ăștia ce erau? Oameni? Părțile, erau părți subliminare sau numai spirite? Ce erau ăștia? Spirite. Spirite erau, da. Da, corpurile le-au 800 de ani să trăiască un corp. Da. Pleacă și mama mamei esenții de acolo. Da. Dar bunica. Da. Ok, vreau părțile subliminale de aici să le spună acestor spirite care au fost magi că nu aveau dreptul să spurce și să creeze așa o karmă
pe o teritoriu, da, din 3D a Terei și să distrugă atâtea destine a atâtor părți subliminale. Cine le-a dat dreptul ăsta? Spune că ele însele. Ele însele au făcut ce au vrut, da? Dar mai departe aveau cunoștință? De ce aveau să genereze aceste spirite? Spune și ce ești tu, ești avocatul? Eu sunt o persoană, da, care sunt parte subliminală și care stau de vorbă, sunt chemată împreună cu tine, da, de Ana, care o avem aici, care are casă pe acest teritoriu și familie și copii care îi locuiesc acolo. Și nu vrea să se întâmple ceva de genul ce s-a întâmplat atâtor cupluri și atâtor oameni. Îți spune ce facem, da? Mm. Cu părțile subliminale ale băieților și o chem și pe Ane aici lângă mine, da? Mm. Să pună clopote de lumină peste entitățile care nu sunt suflete, da? Mm. Închisă în partea de jos, blocate, cu gura închisă și dinții strânși. Mm. Așa. Și separăm toți compoziții. Da. Facem într-un sac energetic mare, da? Așa. Deschidem un portal spre sursa infinită a iubirii necondiționate, da? Și tărâm acele suflete, toți împreună. Da. Eu, tu, Ana, băieții, da, toți. Deci golim sacul când sunt la vibrație. Unii... Da, da, da. Suficientă. Deci vreau să spun că îi tragem. Da. Deci cu greu. Știi? Uh-huh. Că le-am dat informație, le dăm informație într-un, da, și le zbără fluturii. Ok. Sunt 48 de bucăți de suflet. Ha. Așa. Acum, băieții și cu Ana, părțile lor subliminale, să sape în jurul puțului, a fântânii, până, da, în adâncuri, până unde e rădăcina lui, miezul torului pământului, să smulgă rădăcina energetică de acolo. Da. Totul de negru care e conectat la lumina neagră, înțelegi? Da, da. Așa, și s-o arunce într-un portal în univers. Da. Cu totul și să intre prin vâna aia, înțelegi? Toți trei până la să se conecteze cu spiritul adevărat, real și necontaminat al mamei Terra. Uh-huh. Și să adun să aducă energie, lumină de acolo, știi? Înțeles? Să da, să omogenizeze, să, da, umple acest loc, gol. Da. Tu știi că am auzit din timpul când am creat înăuntrul meu acest plan, am auzit, tu știi că mama Terra mi-a zis că scapă de un cancer? Da? Da. Deci, spune e. Asta am auzit, că scăp iar de un cancer. Uh-huh. A zis, cum e cancerul la voi? Așa, așa sunt este. Locurile, vortexurile astea. Vinele, că nu-s vorte, vinele astea negre, spune. Dar da, mama Terra poate și nu poate și singură să se regenereze, Chris, să scoată, să se umfle. E onora când vă aud că sunteți utopiști, dacă nu... Deci facem atâtea sesiuni, dacă se putea, nu făcea până acum. Da. Nu elimina tot. Okay. Deci ceva ține, da? Da, da? Atâta timp cât tu, parte subliminală, compoziția aceea țin asta acolo, da? Au ținut în nu știu câte straturi, da? Din anii 80 era noastră, îi ținut acolo, da? Așa, deci sunt contracte peste contracte, okay, da? Da. Până partea subliminală care a făcut ceva în locul, da, ăla. Înțelege. Deci nu renunță pentru că ea, deci, cum să spun, mama Terra, deci ne susține experiență, da? Da. Deci noi suntem cei care nu eliberăm cancerul ei. Noi, adică cei noi, care... Noi, cei care fac și cancerele, da? Da. 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 Okay. Așa. Deci aici că s-a eliberat mama Terra de un cancer. Da. Acum să curețe tot ceea ce mai găsesc, reziduri, tot ce. Da. Pentru că atunci când au săpat și au luat acea fântână, înțelegi, s-a amestecat
energia bună cu energia rea de jur împrejur. Înțelegi ce vreau să spun? Da, da. S-au răspândit programe, energii, nanoboți, energii și acum ei trebuie să curețe peste tot. Da. Deci sub prag la intrare, da? Da. An în an ce să-ți fac? Te duci și săpi. Este o legătură de la mama Socrela. Deci măsoară de la intrarea din față, sunt două sau trei trepte, măsori trei pași de copil. 70 de centimetri ori 3. Acolo este. Așa. Nu știu, deci, ori au mutat proiectul mai încolo, ori acolo a ajuns ea. Ori acolo a reușit să facă lucrul ăsta, știi? Da. E turnat beton, ciment, mai sapă. Da, este o terasă. Da. Fața casei. Ok. Ia să mergem ca și forme energetice, să mergem să anihileze chestia asta, da? Așa, și cel mai bine, să o topească, da? Cu lumină. Cu lumină pură. Da, Ana, nu mai vorbi. Acum stai așa. Da, da. Așa, merg. Mai este o sticlă undeva, este o magazie, un fel de pivniță, magazie, da? Este o sticlă de bere, fii atent. Deci, așa, fii atentă. Deci, sunt sticle de bere din aia de tip vechi, mai mică ca format, da? Da. Aparent are un paiaj, dar are o legătură, ca de paienia. Așa, uite și asta, s-o îndepărtăm. Da. Cum se cheamă o travă aia roșie? Furadan. Furadan. La păr, la păr furadan este pus. Nu la păr, cais. La cais. Da, scuze, da. Da. Să curețe și acolo, da? Locul. Nu mai, spiritul pomului a plecat. A plecat. Adică o să se usuce, da? Ai, au niște încornărați pe... Au un de-asta așa cu coarne. Pe cine? Ia. El, cum să spun, el e fusta bluza. Da. Înțelegi? Da, adică da. El execută. Ascultă de gura ei, da? Să le fac o scrisoare, Cristina, da? Toate părțile subliminale, adică ale băieților, Ana da. Și soț. Dar vezi că mama dă cu aghezmuri. Da. 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 Adică... Toată partea despre ei. E aghezmuită. Da. Așa. Să-i spună și mamei. Bine, las că mama avem treabă mai încolo. Da. Păi așa? Da, zice, se spune așa acum. Da. Da. Să-i pun în vedere că n-are, să nu mai facă acțiuni, da? Cu aghezme, fără aghezme. Nu vor acțiuni. De niciun fel. Da. De genul acesta. Trebuie, mai este o bluză bleu deasupra elastic. Blumarin. Parcă are niște picățele așa prin ea, o bluză veche de-a soțului. Nu știu, dată de mamă. Cum e polo ăla, polo. Da, da, da. Da, și parcă are și o dunguț cu roșu sau cu alb. Aici la gulerul ăla, știi? Aici e rotundă și are guleri. Ciudată, da. Cum făceau în comunism. Așa, să tot așa parte energie pe ea. Să facă un coș de rufe, să le pună acolo de gunoi. Da, așa, un coș de rufe, las că le băgă la spălat. Că da, bine. Da. Așa, acum ce mai văd? Mai văd iarăși o cratiță de tuș cu coadă. Are o mărime medie și are și un pic de ciup, știi? Iarăși este un obiect de rău augur, la gunoi cu el.
Un piepten de la parchiță sal de cai. De un os. El, da. Na, ele sunt bune, pieptenele. Da, da. Așa. Sunt bune ca utilitate, dar cred că așa, nu știu cât de ezoteric, Chris, nu cred că sunt bune. Au ADN de animal. Eu cred că nici ea nu știe, da, bineînțeles. Da. Așa, eu cred că nici ea nu știe de piepten, Ana. La gunoi. La gunoi. Așa. Cum să spun? Știi cum sunt perdelele alea cu danteluță care spuneau pe la uși? Da. Așa o chestie lungă, ori e de pus la pat, ori e de pus la uși. Iar, la gunoi. Bun. Acum să fac o mașină de spălat mare, cu energie pură și să bage tot acolo. Da. Sau mai bine faci o mașină de tocat frunze. Pum, e mai bine. Crengi, crengi. O mașină de tocat crengi. Da, gata. Așa. Da, da, jos. Ana se îmbrăcase cu roche, cu mâneci scurte. Și un blu turbat, așa, fără nicio culoare, înțelegi? Da. Așa, și s-a îmbrăcat ca și cum a vrut să vadă cum se simțea în ea. Da. Știi? Și iarăși a scos-o și a aruncat-o. Știi? Nu și s-a multe... simțit bine. Da. Nu, sunt știu, multe obiecte, văd aici, multe Chris, bocanci, da, tot aruncă. Bocanci, niște cizme, niște sandale cu toc pătrat, făcute așa din barete subțiri, cu da. Gălbui, crema așa și le-a zvârle acolo. Cred că sunt obiectele în care, timpul în care nu s-au simțit bine, parcă se dezbară de tot, înțelegi? Da, da. Da. Era făcut de spor, înțelegi, de mers înainte. Făcuse ceva să stagneze, știi? Vorbim și, de da, da, da. Ce era acolo în, da, sub, da. La intrare? Da, 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 da. Nu prea iubește așa înghite pe Ana că îi le spune, știi, le dă înapoi. Adică e sincer, nu prea curăță ou de coașă. S-o da, perie, da. Da, da. Și în plus, cum să spun, e independentă și puternică, știi, adică i-ar fi plăcut o noră mățuită de aia, știi. Să comande ea. Da, 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 să o comande ea, da, așa și... Deci, în momentul când a apărut Ana în familie, știi, deci a pierdut locul de guvernant. Da. Și nu prea i-a convenit. Asta e... motivul pentru care... Da, 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 da. Chris, toți membrii familiei, adică toate părțile subliminale, să-i pun în vedere și doamnei părții subliminale. Că da. nu doresc da, să n-are facă... Da, nicio treabă, da. Acțiuni sau să mai vadă prin casă astfel de... Să taie toate karmele și toate legăturile, dar sunt tăiate deja. Da. De peste tot. Iar chestia cu datoria, cu da. Datul banilor, Eleonora este dintr-o viață în care, cum să spun, ei nu erau cuplu, da? Da. Erau în altă poziție, este o viață de demult a lor. Da. În care erau copiii acestei femei și au furat bani de acasă și au fugit de acasă, știi? Am înțeles. Deci și au lăsat-o, da, da. Adică, da, ea vrea să-i țină într-un sat uitat de lume. Da. Ei vreau să progreseze, da. Să-și trăiască viața, au fugit de acasă și i-au luat tot cum ar veni. Și economie. Dacă și... Da, și bineînțeles valorile. Că ăștia, na, cu da. Karma, știi, imediat da. Au avut grijă să fie revers. Să sublinieze. Da, da. Treaba asta. Deci s-au tăiat, da, legăturile cu ea. S-au tăiat legăturile cu vecinii. Da. S-au tăiat legăturile și le-au pus și în vedere. Da, o pulă de intenție pentru drăcovenile de pe vecini, dacă da. Nu au treaba. Păi știți că vortexul ăla, să spună mersi că vortexul ăla nu acționa. Deci era cumva în marginea, înspre granița, dintre Ana și vecin, poziționată.
vechea fontână, da? Dar raza de acțiune se întindea pe kilometri, da? Da, da. Și practic prin asta, deci a închis, cum să spun, bine că... Deci nu se poate măsura intensitatea karmică. Da. Deci tot era influența, da? Da. Deci orice spunea minciună în cuplu, deci pica în, și în mânuțele la ăștia. Da. Este vorba de minciuni grele, nu așa că vezi că... Eu știu mă, ce. Mă duc până la vecina și eu mă duc până la pâine, mă duc să stau de vorbă și cu vecina că tu mă bombă. Astea sunt minciuni nevinovate, cum ar da, veni, știi? Da, da. Deci, vecini, scuze, minciuni. Minciuni care țin de relația de cuplu. Da, da. Spre înșelat, spre... De genul ăla, da? Cum s-au întâmplat și crimele. Da. Ok, Cristina. Acum aș vrea să se uite, dacă pe aici am curățat, să se uite la mașina, toți, toate părțile subliminale, să se uite la mașina lor, din curtea băieților. A cui este mașina lor, de familie. Da. Multă invidia a stârnit mașina asta, da. Deci, văd, cum să spun, dacă proiectăm proiecție energetică a momentului acela, deci este parcă împușcată de gloanțe. De, de gândurile nebenefice. Da, 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 că eu te ăștia și au făcut și-o dres. Da. A plecat prin Italia și-o luat și mașina. Da. Da, spinarea lor, ce duce acolo, știi. Da. Ok. Deci asta. Să le s-o curețe, da? Cu lumină, da. Cu da. Iubire. Pe dinăuntru și pe din afară, da. Da. Acum să ne... zi, Chris. A săltat-o, așa, energia pus Ana de... Știi când a curățat-o de... S-a suspendat mașina. Da, da, da. Suspensiile, știi, au da. Ar fi culmea să vadă în fizic să fie cineva prin afară. Știi? Să zic, uite la ăștia, saltă mașina de ceapă. Așa, Chris. După ce au lustruit-o bine. Da. Să se uite acum după cățelul Ricky, Ana? Da. Așa. El are un triunghi de iubire aici la cap, pe care îl duce cu el prin casă, da. Dragul de el. Așa, da. Să știi că a fost odată papagalul, când era o fetiță cu părul roșu. Așa, și bolnăvicioasă, i-a fost papagal odată. Și o distra, o da, ridica da. Vibrația, deci, da? Cântau amândoi, fluiera. Da? Da, și cânta, așa. Și cred că e, cum se cheamă, ăia fără coadă, așa blănoși, frumos. Porcușor de Guinea. Da. Așa, îl văd odată. Și de alte două ori cățel. Deci a fost prin vieți cu ea. Da, da. Da. Deci, să transmită informația acestui. Cred că spiritele astea animale, când se alipesc din noi, cred că ne urmăresc în mai multe vieți. Da. Dacă s-au simțit bine, au fost iubiți, iubite. Am mai avut unul și îl chema tot Ricky și l-am îngropat, a murit de bătrânețe. În curte, în spatele grădinii. Și pe ăsta băiatul. Da. Da, Ana, da. Nu mai vorbi. Da. Nu mai întâi, Ana, mă scoți de hipnoză. Da, da, da. M-a scoți de nu știu câte ori. Da, nu mai vorbi. Dacă era în hipnoză, da, că te comunicați. Așa, okay, deci nu mai vorbești nimica. Cristina, azi număr? Da. Număr de la 1 la 3, iar tu intri în scena unde era. 1, 2, 3. Deci eram aici cu cățelul care ne uitam prin vieți. Da. Ziceam cățelului să-i transmită iubirea lor.
Da, și se transmite la cățel să-și adune toate bucățele De pe unde sunt? de pe unde sunt din toate viețile, să se întregească și să-și pună genuța pentru căței de ieșiri din Matrix. Kitul Da, de căței. chitul de căței de ieșiri Ok. din Matrix, așa. Acum mai puțin să mă uit să văd dacă mai aveam ceva. Așa, curățarea mașinii. O, și niște găini în stânga, dar cred că nu s-a ei. Da. Deci mai avem ceva, Cris, prin casă, prin curte, Nu, nu, prin... Nu păi. mai e nimica, da? Nu, nu. Ne spune... Deci construcția casei a durat ani mulți până au reușit. Cauza ezoterică am văzut-o, da? Că nu Da. era locul bun. Nu că nu, numai că nu era locul bun. Dar era și intervenția mamei 2. Da, cu alea. Cu alea, cu alalte. Acum Cristina zic că să vor să facă declarație de suveranitate asupra locului și către toate casei locului, către toate entitățile și toate Păi părțile subliminale. au pus scrisoare de Au intenții, pus da. scrisoare de Da. intenții, Și da? ce mai Și avem la de făcut? vecini și... Mai avem de, cum să spun, că am întrebat părțile subliminale ce faci cu toate aceste entități și să le ducă în vacuumul galactic, așa cum se află în forma asta. Deci să scurgă, să facă de clopotele cum ar veni unul singur, Da. da? Și să-i ducă în vacuumul galactic, că e cel mai Ok. sigur. Da. Până să regăsesc, până așa. Gata. Acum toți, Cristina și factorul de lumină. Păi l-au făcut deja. Au făcut cu Până s-au mama Tera. conectat, Cu da? mama Tera, da. Deci este făcut tot. Da? Bine. Și la Da. sursa creatoare infinite sau Mai conect. este așa. Să ca părțile subliminale și o chemăm și pe a lui, da? Pe a Da. soțului Anei, Da. să intre în matricea originală, așa pentru un pic, așa să se Echilibru, recalibreze da. și să dea afară tot ce mai este de da, program, legătură, să-și taie legăturile cu toate ființele nebenefice care le frânează evoluția și viața, da? Să dea afară toate programele autodestructive. Atenție, 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 pentru că degeaba intri în matricea ta naturală, că oricum nu o aduce și cu tine, că dacă tu ai fost în 11, nu poți să o aduci în 3D, așa. Dacă tu, de exemplu, zici că ați fi frică să ieși în astral, deci nu bat apropo, zic, Da. așa cum sau a fi prevăzător când ești în astral, pentru că acolo sunt entități, așa, și trebuie să fii prevăzător, deci este normal. Nu, asta e Nu autodestructiv. este normal. Deci, dacă tu știi să te curezi și zic așa în general, dau Da, da, exemplu da, da. de un program autodestructiv, da? Cât despre autoprograme, aș putea lua exemplu din vecinătatea. Da. Așa, de la creiere de programe și autoprograme, știi? Da. Simplu fapt că spui așa, sunt nu știu cum, gata programul. Da. Și deci, cum să spun, mintea și câteodată chiar și sufletul în sine Treia. îl cocoloșește ca și cum ar fi ceva bun, da? Da. Pentru că nu a eliminat în totalitate arhetipul acelui Lucru. lucru din minte, da? Asta. Și deci, în concluzie, să elimine tot, să elimine influența 5G asupra covrigilor și mama covrigilor, așa, orice semnătură energetică nebenefică din sânge și plasmă. Gata. Acum, Cristina, să meargă toți în canalul Abundenței Benefice. Da.
Și se aruncă, Ana s-a dus prima, da. După aia băieții, știi? Gata. Au venit. Ok. Acum ne despărțim părțile eterice. Fiecare da. Și o curăță. Da. Eu opresc aici înregistrarea, Cristina.